Salutare! Eu sunt Florentin Hriscu și astăzi o să facem un experiment destul de interesant. Ce am aici lângă mine este un purificator de aer. Probabil mulți dintre voi îl au în casă. Asta dacă vrei să respiri un aer cât mai curat. Și nu este o reclamă, nu fac absolut nicio promovare la acest aparat, dar acum câteva zile ni l-am cumpărat și noi și m-am gândit, băi, cum ar fi să fac un experiment să vă arăt calitatea aerului pe care noi o respirăm. Și o să facem un experiment cu diferite chestii unde eu o să trebuiască să le pun fix lângă purificatorul de aer și o să vedem cât de toxice sunt. Mai exact, tot ce respirăm noi din viața de zi cu zi, o să vedem cât de toxic e. Și bineînțeles, unele dăunează sănătății, iar altele mai puțin dăunează. Așa că dacă mai vreți astfel de experimente, un mare like și bineînțeles, abonați-vă și activați neapărat clonțul piricelul. Fără alte discuții, o să vă explic exact despre ce este vorba și o să vă dați imediat seama cum o să facem. După cum vedeți, acum arată 004. Mai exact, ce vedeți voi acolo, acum arată 003, este calitatea aerului. O să vă zic exact care sunt parametrii buni, foarte buni și răi, ceva de genul acesta, astfel încât să ne dăm seama ce aer este cel mai bun. Între 0 și 75 este verde, adică e foarte bun. Dacă este între 76 și 150, este așa și așa. Dar dacă este peste 150, adică dacă aici o să arate peste 150, e groaznic. Așa că astăzi o să fac diferite experimente, v-am zis, o să pun diferite aparate pe care le folosim noi în viața de zi cu zi, să vedem cât de toxice sunt. Hai să vedem! Ce o să fac eu acum, o să dau la maxim să meargă, pentru că acum este pe automat. Și să văd cum merge la maxim. Ok, acum este dat la maxim și o să se audă un zgomot, e ca un ventilator, ca un aer condiționat. Pe aici absoarbe aerul care nu este curat, ca să zic așa. Și prima oară ce folosim noi cel mai des este un parfum. Un parfum aleatoriu pe care eu îl folosesc. Hai să vedem. O să trebuiască să dau cu aerul respectiv de la fiecare produs în partea asta, pentru că pe aici absoarbe. Hai să vedem cât o să arate. Sunt și eu curios. Acum este 003 și să vedem dacă parfumul este toxic. Sunt și eu curios. Ok, 3, 2, 1, hai să vedem. Ok, am dat mai multe pufuri, ați văzut. Așteptăm puțin să vedem dacă crește calitatea aerului sau scade. Să vedem cât, dacă este toxic sau nu parfumul. Ok. 003, 002. Ok, în timpul ăla o să încerc să dau cu zoom puțin. Ok, se vede acum. Hai să mai dăm încă o dată. Deci din câte observ se menține exact la aceeași calitate, ca să zic așa, aerul. Deci parfumul nu este toxic absolut deloc. Bine, asta să nu îl înghițesc sau ceva, Doamne ferește. Super tare! Hai să trecem la obiectul numărul 2. Pentru obiectul 2 o să-mi iau un gel dezinfectant de mâini, pentru că toată lumea folosește și știți că are spiritul acela, alcoolul acela care îți vine direct la nas și e înțepător. Ok, eu o să pun direct în palmă. Ok. Și ies vaporii aceia. Ok. Hai să vedem, mă spăl. Mamă, eu deja simt numai cât iese. Și să văd dacă ies vaporii și cumva îi găsește. Ok, cu ocazia asta m-am spălat și pe mâini. Ok, 001, 002. Deci se pare că gelul dezinfectat de mâini nu afectează cu nimic, ceea ce e foarte bine. Și îmi place aroma asta. Hai să trecem la obiectul numărul 3. Pentru următorul obiect avem un spray. Acesta este un spray de sub braț. Ok, și dau zoom să vedem dacă se schimbă. Wow! 400, 600 direct. Nu te cred! Vai de capul meu și acum mă întreb de ce de fiecare dată după ce mă dau cu spray. Ia uite și acum scade. Acum scade pentru că aparatul deja începe să absoarbă aerul, de fapt spray-ul. Și ia fiți atenți cât de repede îl absoarbe și se duce direct la calitatea aerului cât mai bun. Mamă, nu vine să cred. Deci a sărit la 600. Deci în sfârșit răspunsul meu este găsit, pentru că de fiecare dată după ce mă dau cu spray la braț, tușesc și nu mai pot. Practic îmi taie respirația. De ce toxic? Bineînțeles, face bine pentru transpirație și așa mai departe, dar e toxic dacă îl inspiri. Vă lămuresc încă o dată, o să dau puțin. Doar puțin am dat și hai să vedem dacă o să crească. Ok, 005, crește, 006, 008 și ați văzut că am dat doar puțin. Deci dacă dau iar mult, 009 și acum scade.
Și dacă dau iar mult, iar crește. Ok, hai să trecem la obiectul numărul 3, pentru că cu acesta ne-am convins. Următorul obiect este tot un parfum de cameră, mai exact o chestie din aceasta pe care o lipiți de pereți, de ceva și practic iese. Vedeți? Un odorizant de cameră sau de baie. Hai să vedem cât este de toxic sau nu este. 3, 2, 1. Eu dau pe aici. Ok, 004. Așteptăm să vedem dacă o să crească. 005. Dar vedeți că nu afectează cu nimic. Practic doar împrospătează aerul din cameră. Deci, din punctul meu de vedere, o chestie din asta e bună să ai. Super tare! Hai să trecem la următorul obiect. Un lucru pe care l-am așteptat au fost chibriturile. Și mai exact vreau să văd cât de toxic e fumul de chibrit. Bineînțeles că este toxic, dar vreau să văd cât o să arate acolo. Vedeți că acum arată 001. Ia uitați-le, am aici 5. Hai să vedem direct la cât o să iasă. 3, 2, 1. Oh! Ia! 002, 002, 001, stați așa, să dau cu zoom, 9, 10, 12, 33, 50, mamă, crește, ești nebun, 84, 90, mamă, deci tot crește, deci fiți atenți că tot crește, 111, 119, 120, ok, și acum scade, 85, ok. Hai să mai dăm încă unul. Da, deci ați văzut că undeva aproape de 200. 167, 300! Nu te cred! Era de așteptat să fie destul de toxic, pentru că până la urmă e fumul și spray-ul au fost cel mai toxice. Hai să vedem următorul obiect. Pentru următorul obiect o să avem, bineînțeles, tot nevoie de un chibrit și de o lumânare. Acum vedeți că arată 26. Eu o să-i dau drumul la lumânare să vedem dacă o să crească. Ok, cred că cel mai probabil o să crească iar. Vedeți că a crescut la 41. A crescut la 54. Mă curios, bă, dacă iese mai mult. Maximul a fost 54. Stai că face lumina figuri. 49, 45, 44. Deci din câte văd se menține la 43. Dacă lumânarea arde, categoric elimină diferite substanțe destul de toxice. Deci rămâne undeva la 35-33 din câte observați. Deci, din punct de vedere, da, într-adevăr, lumânările sunt toxice, dar nu atât de mult, pentru că vedeți că încă se află în zona verde. V-am zis că între 0 și 75 este bunicel aerul. Ce este peste 75, atunci e destul de grav, ca să zic așa. Un lucru pe care vreau eu să-l fac acum este să duc purificatorul ăsta din living, adică din sufragerie, direct în bucătărie, pentru că am observat o chestie. De fiecare dată când ținem ușa de la bucătărie deschisă sau când facem mâncare, calitatea aerului o să se schimbe. Acum vedeți că în sufragerie este 0,26. O să-l iau și o să-l mut direct în bucătărie. Ok, momentan arată 23, adică exact cât era și în sufragerie. Dar ce mă interesează pe mine acum este, vedeți că scade, atunci când gătim. O să pun la prăjit ceva. Ok, eu am pus aici niște carne la fiert. Ok, au trecut câteva minute și vreau să vă arăt exact ce s-a făcut aici. Mai exact, s-a făcut și aerul destul de ciudat. Adică, ia uitați, a ajuns la 122. Deci închipuiți-vă că am pus doar niște carne la fiert. Așa că din punctul meu de vedere e bine să ai unul din ăsta în casă, pentru că ai grijă de sănătatea ta, ai grijă ce respiri. Încă o dată nu le fac reclamă, dar într-adevăr, băi, e un produs care are grijă de sănătatea ta, mai ales dacă petreci foarte mult timp în casă. Așa că dacă mai vreți astfel de experimente, scrieți comentarii. Eu vă mulțumesc tare mult. Abonați-vă, activați neapărat conțul oficial, vreau să vă zic că voi te ce mai tare, cei mai tare dansator, cei mai tare trupă și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!